Ne-am întors în studio și așa cum v-am promis, alături de noi este domnul Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe. Bună seara și bine ați venit la noi. Bine v-am regăsit, căldură mare. Ne îngrijorăm pentru mâine, caniculă, ceva? Am auzit? Ce ne sfătuiți? Eu știu că atunci când se anunță cod roșu de caniculă, este și cod roșu de epuizare termică. Evident că ne îngrijorăm și ar trebui ca educația pentru sănătate să fie predată de la școală, pentru că mă uitam și acum când veneam spre dumneavoastră, deși temperaturile sunt în continuare extrem de crescute, lumea este la liber, la plimbare, în zone în care disconfortul termic este accentuat. În plus, gândiți-vă că în această noapte va fi foarte cald, ați dat și rubrica Meteo, va fi cald noaptea, va fi cald și mâine. Acest interval în care temperaturile nu scad deloc duce la o supra-solicitare a organismului, care își pierde capacitățile de adaptare. Și atunci vorbim despre acea epuizare termică, cod roșu de epuizare termică, care se manifestă și, nu știu dacă v-ați simțit zilele acestea, cu aleacă de durere de cap, cu amețeli, cu disconfort, cu iritabilitate, grețuri, vărsături, cu transpirație excesive și incapacitatea de a controla, practic, confortul termic, cu variații tensionale și chiar tulburări de rim, ceea ce face ca, până la urmă, să ajungem într-o stare care, netratată la timp, poate merge spre șoc termic și deces. Eu nu vreau să sperii lumea, dar este evident că n-aveți ce căuta pe stradă între orele 11 și 18, când se anunță peste 50 de grade și gândiți-vă că e vorba de temperatura în condiții standard. La umbră, luată de meteorologi, pentru că la nivelul asfaltului, mai ales într-un oraș în care traficul, știți și dumneavoastră cum este, în contextul în care ne-am dorit să fie mai multe zone cu vegetație și nu sunt, temperaturile vor fi mult mai mari. Iar dacă vorbim despre copii, de vârstnici, de cei cu patologie cardiovasculară, neurologică, vă dați seama că ei sunt principalele țintele și victime ale căldurii. Deci, haideți să dăm și eu niște sfaturi, nu alea clasice, că de sfaturi de pălăriuță, haine albe, v-ați cam plictisit. Eu vreau să fiți atenți în primul rând la copii. N-au ce să căuta la oare la miezii la joacă și mai ales pentru tați, pentru că ei sunt un risc în această perioadă, dar și pentru ceilalți, nu-i lăsați singuri în mașină. 10 minute într-o mașină la temperatură de 40 de grade afară, poate temperatura să ajungă în 10, doar 10 minute la aproape 50-60 de grade. Și nu odată am avut la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan pacienți, copii de 5, 6, 7 ani care au decompensat din punctul de vedere termic și cu mari probleme de sănătate după ce au stat expuși la căldură. În al doilea rând, dați un telefon persoanelor vârstnice, vecinilor, cei care știți că au probleme, întrebați dacă se simt bine, mai ales că în apartamentele aflate la ultimul etaj, sub acel acoperiș dat cu bitum sau cu tablă, s-ar putea ca temperatura să ajungă în valori importante și întrebați dacă au nevoie de ceva. Dar aveți grijă și eu trag atenția de fiecare dată. La pacienții cu abilități psihoemoționale. Pe fondul acestui stres termic apar o suită întreagă de tentative de suicid și chiar în aceste zile a fost în serviciu de urgență o doamnă care a recurs la un astfel de gest prin intoxicație voluntară medicamentoasă, factorii precipitanți și favorizanți fiind clar acest disconfort termic. Ca și idee, cum ne răcorim și care sunt măsurile de prim ajutor? Deci, în primul rând, măsurile de prim ajutor sunt simple, clare și sunt patru. În caz de apare acea stare de epuizare termică, dacă apare oboseala, dacă apar crampele de căldură, dacă în caz de insolație, trebuie obligatoriu ca pacientul să stea în repaus într-un loc răcoros și umbrit. În al doilea rând, trebuie să consume lichide și când vorbesc de hidratare corectă, vorbesc de apă, de sucuri, de fructe, de ceai, de soc, de mentă, de urzici, dar în niciun caz alcoolul nu vă este un prieten sau băuturile carbogazoase sau cele care conțin mult zahăr sau cofeină de tip ceai, cola, pentru că sunt diuretice și vă pot deshidrata. Scădeți temperatura corpului prin udat și ventilat. Măsurile sunt utile. Iar dacă v-ați revenit după o astfel de situație, stați măcar în câteva ore fără efort fizic, pentru că altfel veți ajunge fără discuție la urgențe și așa zisele servicii de urgență, știți că și acolo e căldură mare și se așteaptă cu zecile de ore. În plus, ca și trucuri, încercați să răcoriți dacă nu aveți aparat de aer condiționat pe care îl puteți să reglați la 22-24 de grade, nu orientați pe cel care îl utilizează și având grijă înainte să fie curățate filtre, să nu fie probleme din punctul de vedere al funcționării. Ca și truc, se poate să nu aveți această posibilitate. Câte
câteva cuburi de gheață sau o sticlă de apă congelată de plastic cu gheață în ea, pusă într-un vas de apă și cu un ventilator orientat în acea încăpere, poate să scadă temperatura. Și o să dau și un sfat bun pentru doamne. La orele amiezii nu gătiți, nu utilizați sursele de căldură, nu utilizați instalațiile electrocasnice, nu utilizați lumina electrică, pentru că se încălzește mult în locuință și temperaturile devin de nesuportat. Știm că, așa cum am aflat, sunt la nivel de județul Iași 40 de ambulanțe. Mă întreb, mâine, poimâine, vor face față aceste autovehicule? Nu au cum să facă față. Este o problemă pe care am semnalat-o de foarte mult timp. Dar aceste salvări au făcut distanța de la Pământ la Lună și cred că s-au și întors de vreo două ori. Dar există cineva care coordonează activitatea serviciilor de urgență, care are trecut în lege că odată la 6 ani ar fi trebuit să le schimbe. Cineva trebuie să și răspunde de acest lucru. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc faptul că toți colegii mei de la Salvare, de la Smord, au făcut eforturi fantastice în aceste zile pe acele salvări, așa cum sunt ele, să asigure asistența medicală de urgență și lucrurile sunt fără îndoială perfectibile. Dar la noi se face întotdeauna, se merge cu varianta aia pomperistică, toate lucrurile merg bine, minunat, nu există probleme și atunci ascunde mizeria sub preș. Eu cred că ar trebui făcut o analiză foarte clară și vorbisem de proiect, că tot vorbim despre ceea ce ar trebui făcut. Ar trebui să existe acele substații de salvare inclusiv în oraș. Și am propus acest lucru și administrații locale și la nivel de proiect legislativ, la nivel de parlament. Adică la 50.000 de locuitori, eventual pe centrele de cartier, ar putea să fie înființate acele substații de salvare. Cu două salvări, în Alexandru, în Dacia, în Copou, în Păcurari, că se vorbește de 20 de ani de stația de salvare din substația de salvare din Păcurari, în așa fel încât coordonat prin GPS să vezi care este mai aproape, să intervină primul. Iar esențial, pentru că vedem că nici bunica elicopterului nu ajunge când e nevoie și că de multe ori este nevoie ca un accident tragic să fie exact în mijlocul șoserii, eventual duminică la prânz, ca să poată interveni cei care trebuie să intervină. Cred că educația pentru sănătate, măsurile de prim ajutor, noțiunea de prim ajutor ar trebui predată de la școală și cred că și șoferii ar putea să fie bine instruiți la atunci când își iau carnetul, în așa fel încât să poată interveni în mod corespunzător de fiecare dată când se întâmplă astfel de lucruri. Deci prevenția este cea mai bună cale. Nu putem trăi sub un clopot de sticlă, dar nu e cazul să riscați să intrați în acel cuptor. Iar pentru cei care în aceste zile vor fi la iarbă verde, în zonele de agrement, nu e cazul să luați tot soarele din lume într-o oră. Arsurile termice, eritemul solar pot crea probleme, iar de multe ori s-a ajuns în situația ca pe lângă acele fenomene generale, insolație, să arsurile termice, să arsurile solare să cauzeze probleme suficiente inclusiv de ordin estetic, nu numai de ordin funcțional. În plus, atenție la cei care lucrează în această perioadă, că nu toată lumea e doar în zonele de agrement sau în vacanță. Programul trebuie redus corespunzător. Nu uitați că în vremuri de caniculă, angajatorul este obligat să reducă programul de lucru și să ofere hidratare conform legii, iar aceste norme de securitate muncă ar trebui să fie respectate, pentru că deja am văzut cei supra-solicitați, cum sunt cei din unitățile de primire a urgențelor, au ajuns ca după 12 ore de muncă într-un stil infernal să facă și accident vascular cerebral. Protecția costă în prevenție. Încercați să evitați căldura și încercați să mențineți temperatura adecvată în locuință la locul de muncă și nu vă expuneți în utilul unui risc pe care nejustificat. Mă uitam, sunt foarte mulți vârstnici care erau pe stradă la această oră și dimineața pe la 12. Nu e cazul să vă expuneți la aceste temperaturi de foc, dar în schimb respectați cu strictețe medicația cronică. Sesizați medicul de familie dacă sunt probleme. Văd că există acele linii telefonice la care puteți apela și să aveți suport. Și de ce să nu spun că voluntarii de la Crucea Roșie de fiecare dată au făcut tot ceea ce trebuie să facă. Iar dacă ne uităm, salvarea din Iași este o salvare record. Practic, într-un an de zile, a făcut același număr de solicitări cât tot Smurdul la nivel național, aproape 100.000 de cazuri. Ceea ce este, într-adevăr, un record în contextul în care vedem că mașinile sunt puține și personalul ar putea să fie altfel.
aici trebuie lucrurile organizate. Cei care se ocupă de sănătate să se ocupe de sănătate, cei care se ocupă de stingerea incendiilor să fie pe stingerea incendiilor, și cred că lucrurile ar putea să evolueze cât se poate de bine. Dar până una alta, atenție, sunt vremuri caniculare, nu vă expuneți inutil, hidratați-vă corespunzător, altfel vă place sau nu, nu o să ne vedem doar în acest studio care și aici începe atmosfera să fie din ce în ce mai fierbinte, ci ne vom vedea într-un serviciu de urgență. Noi sperăm să trecem cu bine peste această perioadă caniculară și vă mai așteptăm aici și cu alte subiecte interesante într-o altă ediție. Eu o să vă zic același pupu de la UP, eventual o să vin cu un pachet de răcoare tura viitoare, dar până una alta, atenție, sunt într-adevăr riscuri enorme pentru sănătate și întotdeauna este mai bine să previi decât să tratezi. Sfaturile acestea vi le spun în fiecare an. Dumneavoastră spuneți că nu mi se poate întâmpla mie, noi suntem scutiți și suntem feriți de pericole, dar atenție că ne putem vedea mai repede decât vă doriți, chiar și live într-un serviciu de urgență. Poate nu. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la invitatul zilei. Vă mai așteptăm aici. Zile răcuroase.